har. Eu sunt Haranița Ana Maria, profesoară de limba română și v-am pregătit astăzi umanismul, respectiv renașterea, partea întâi, accesul integral la acest videoclip, la acest material de aproximativ 20 de pagini de Word, îl au doar membrii canalului, începând cu secțiunea denumită titularizare. Acele persoane care investesc în educație le ofer materialul integral. Însă ofer informații și pentru publicul larg, căruia îi mulțumesc pentru contribuție, pentru faptul că îmi oferă și ei la rândul lor oamenii like-uri, comentarii și aprecieri. De asemenea, în finalul materialului am o bibliografie pe care o împărtășesc cu voi, însă vorbesc mai exact despre această parte întâi a umanismului și a renașterii, care cuprinde elemente referitoare la renașterea din Franța, din Italia, din Anglia și Spania. De asemenea, reprezentanți ai umanismului în țara noastră, urmând ca în partea a doua să mă refer mai cu seamă la cronicarii din Moldova, la Grigore Ureche, la Miron Costin, la Ion Neculce, precum și la Dimitrie Cantemir, și veți vedea, fac referire și la cronicarii din Muntenia. Umanismul. Ce este acesta? Umanismul reprezintă curentul cultural apărut în timpul Renașterii, manifestat în secolele al XIV-lea și al XVI-lea, care militează pentru redescoperirea valorilor antichității și pentru dezvoltarea armonioasă a ființei umane plasate în centrul preocupărilor adepților. În sens larg, termenul umanism face trimitere la dragostea față de oameni, iar în sens restrâns promovează principiile antice. Există două tipuri de umanism. Ne referim la un umanism păgân, care are în vedere gloria, frumusețea vieții, și la cel creștin, care urmărește morala, precum și Biblia, scrierile biblice. Sintagma homo universale trimite la ideea de renaștere, la idealul renașterii prin armonia fizică și intelectuală a omului perfectibil, caracterizat prin următoarele trăsături. Iată că omul este o ființă perfectibilă, adică o ființă care tinde către perfecțiune. Omul nu este perfect, ci în permanență tinde să atingă acel absolut. Desigur, nu îl va atinge niciodată. Iată care sunt trăsăturile omului universal. Prin ce se caracterizează acest om universal? Prin rațiune, prin caracter enciclopedic. Omul universal este cel care le știe pe toate sau care se informează pentru a le ști pe toate. Relația sa cu natura contează foarte mult. Relația sa cu filozofia, cu retorica, cu muzica, cu istoria. Omul universal cunoaște cultura antică. El știe limba greacă, limba latină, limba ebraică. Omul universal este înzestrat cu liberul arbitru și este dezvoltat din punct de vedere științific. Leonardo da Vinci este cu adevărat prototipul omului universal, acest om multilateral dezvoltat, care a fost pictor, sculptor, om de știință, inventator. Pico de la Mirandola, am studiat foarte mult în filozofie, eu dând bacul la această disciplină, și anume la filozofie, spune că nimic nu este mai presus pe pământ decât omul, nimic nu este mai presus în om decât mintea și sufletul. Iată că noi avem cele două instrumente care ne ajută să evoluăm, mintea și sufletul. De fiecare dată când am ocazia să le transmit colegilor de limba și literatura română cu care lucrez, și nu sunt puține, sunt aproximativ 70 de persoane
care colaborează cu mine, pe care le ajut să evolueze, cărora le ofer din sursele mele, și aici mă refer cu precădere la membrii canalului meu. Am creat o comunitate extrem de frumoasă. Dacă ați ști ce se discută pe grupul de WhatsApp, cât de mult ne ajutăm și cât de bine colaborăm, ați rămâne cu siguranță, sper eu, impresionați. Și lor le spun mereu că pe foaia de examen nu trebuie să scrie doar cu mintea. Pe testate se scrie cu sufletul, cu inima, bineînțeles, și cu mintea. Ele trebuie să colaboreze. Renașterea reprezintă o amplă mișcare culturală dezvoltată în Europa între secolele amintite anterior, caracterizată prin existența unui principe, unui mecena care să protejeze artele în instituții de învățământ. Continui. Elementele referitoare la renaștere. O să menționez câteva evenimente care determină apariția acestei mișcări culturale ample. S-a inventat tiparul și spre a bine cine l-a inventat, Gutenberg, în aproximativ în anul 1450. S-au salvat și s-au răspândit scrierile antice de către cărturarii bizantini refugiați în Italia după căderea Constantinopolului. Rămâne o emblemă antichitatea, iată, pentru umaniști, pentru renascentiști. S-a descoperit America de către Columb, s-a confirmat de către Copernic teoria heliocentrică, conform cărea soarele este situat în centrul universului și nu pământul, așa cum se credea, așa cum susținea biserica. Foarte interesantă istoria asta a umanismului. Interesantă maniera în care fie omul se apropie de morala din Biblie, o interpretează și altfel, nu neapărat sub semnul acela clasic al scrierilor biblice. Există și varianta în care umaniștii se detașează cumva de biserică. Iată că sunt două direcții, dacă vreți, în umanism, după cum am spus și la începutul videoclipului, astfel încât oamenii se orientează mai mult către știință. Liberul arbitru, puterea de decizie sunt foarte importante pentru omul acesta universal. Trebuie să mai credem tot ce biserica ne livrează cu ghilimele de rigoare. Trebuie să gândim și noi. Italia este țara în care s-a dezvoltat renașterea. Este superioară Italia din punct de vedere economic și cultural. Este centrul mișcării umaniste. Pornește la Roma, Florența, Ferrara, Mantova, nu știu dacă pronunț corect aceste localități, Neapole, prin intermediul universităților. Se reabilitează facultatea de a raționa, de a cerceta, de a critica, de a crea noi sisteme de gândire, de a influența. Influența se realizează sub conducerea familiei Medici. La Florența se deschide un centru pentru pictură, poezie și studii neoplatoniciene. O să ofer câțiva reprezentanți, spuneam, din Italia, din Franța, din Anglia, din aceste țări. Sper că nu am omis vreo țară. Dacă da, am
în continuarea videoclipului informațiile pe care cu mare drag le-am sintetizat din mulțime de surse. Petrarca descoperă unele manuscrise cu discursuri de Cicero, restaurează Republica Romană, este un poet care a primit cununa de lauri la Roma, este inspirat de iubirea pentru Laura, compune sonete și cântece incluse în Canțonierul. Întâlnim aici sensibilitatea, iubirea, iubita văzută în mai multe ipostaze, iubita fericită, tristă, bolnavă și așa mai departe. Boccaccio are opera genială Decameronul. 10 tineri se temeau de ciuma ce mântuia Florența. Aceștia se retrag în afara orașului și spun povești tragice sau amuzante despre viață și Eros. Condamnă defectele omenești, precum prostia, ipocrizia, corupția sau avariția. Machiavelli, această operă, Principele, zic că pronunț exact ca maniera în care pronunța Eugen Barbu, Principele, dar care este Principele la Machiavelli, în momentul în care am realizat cercetarea pentru doctorat, am citit această operă a lui Machiavelli și m-a ajutat pentru a-mi elabora lucrarea. Apropo de Principele lui Eugen Barbu. Lucrarea Principele, revin la Machiavelli, arată faptul că scopul, scuză mijloacele, în politică se folosesc toate mijloacele pentru a reuși, inclusiv trădarea, cruzimea sau minciuna. Ariosto se face remarcat prin opera sa Orlando Furioso, care este considerată continuarea poemului epic Orlando Innamorato. Tasso se face remarcat prin epopea pe tema primei cruciade, Ierusalimul eliberat. Scurte informații despre renașterea în Italia. Cu siguranță, dacă sunteți interesate sau interesați, veți aprofunda aceste idei. Mergem puțin mai departe la Franța. Îi avem pe Rabelais, Ronsard și Montaigne. Franța, în perioada renascentistă, se bazează foarte mult pe modelul antic. Apreciază noblețea acestuia. Rabelais. Opera reprezentativă este textul Gargantua și Pantagruel. Cei doi uriași, cum se cade, însetați de cunoaștere, trec prin numeroase aventuri. Gargantua se pare că se naște cerând de băut, fiind un veșnic însetat și înfometat. Sigur că mă face și cu o metaforă aici. Pantagruel este fiul său, cel care primește o educație aleasă. Mergem mai departe la Ronsard. Poetul curții, apreciat de rege datorită ideilor sale în favoarea politicii reginei mamă, contra hugenoților, am dat și definiția din dicționar, este numele dat adepților din Franța ai curentului protestant Calvin. Discours de la misère de ce temps, opera sa. Montaigne este creatorul eseului ca specie literară, trece de la speculațiile intelectuale la anecdote. Eseul, de fapt, înseamnă o încercare. Când le dăm copiilor la școală să realizeze eseul, înseamnă că ei încearcă să creeze
acea compunere. Nu este obligatoriu să le iasă perfect, importantă este încercarea, importantă este evoluția copiilor, pentru că și eseul în sine, în limba franceză, asta înseamnă încercare. Gândurile și îndoielile care îi frământau pe oamenii din epoca respectivă sunt evidențiate în această operă. Are un ochi analitic asupra lumii Montaigne. Iată dacă am ajuns și la Anglia. Interesant este că umanismul englez se bazează pe dezvoltarea economică, pe aspectele politice, pe cele sociale și morale. Avem a face cu răspândirea teatrului elisabetan. Asta înseamnă că ne aflăm sub aripa domniei reginei Elisabeta I. Thomas More. Avem opera Utopia. Acesta a combinat viața activă a unui politician cu munca literară. Este prietenul lui Erasmus din Rotterdam. Erasmus l-a descris ca un om de litere. Scopul proiectului umanistic adoptat de către cei doi este revitalizarea teologiei creștine prin studierea Bibliei și altor scrieri religioase în lumina literaturii și a filozofiei din Grecia antică. Iată că există reinterpretări, există noi perspective, o nouă lupă sub care putem privi litera biblică. Au colaborat cei doi la o traducere în latină a operelor lui Lucianus. Aici scrie prietenul lui, nu prietenul lui. Prietenul lui Erasmus din Rotterdam i-a dedicat capodopera sa, și anume Elogiul nebuniei. Reprezentativ este William Shakespeare, care a fost actor, autor dramatic, poet, coproprietar a două teatre londoneze. A scris 37 de piese dramatice, drame istorice, câteva titluri am oferit aici, comedii. Însă cele mai reprezentative rămân tragediile, Romeo și Julieta, drama unor tineri care sunt nevoiți să moară din cauza familiilor învrăjbite. Hamlet, care evidențiază criza morală a prințului din Danemarca, acesta s-a întors de la studii și ia contact cu realitatea dură. Tatăl său a fost asasinat, mama sa s-a căsătorit cu asasinul tatălui său, unchiul, chiar unchiul lui Hamlet, devenit stăpânitor al tronului. Hamlet este, de fapt, expresia lucidității, a restabilirii dreptății, a conștiinței, a forței cu care denunță viciile, dar și a frământărilor. To be or not to be, cine nu știe această replică, a fi sau a nu fi, iată întrebarea, mai nobile să înduri în cuget oare săgeți și praștii ale ursitei rele, sau apucând o armă tu să curi al restriștilor noian, să mori, să dormi mic mai mult și printr-un somn să știi că pui sfârșit durerii sufletești.
Otello, iarăși este extraordinar de important, regele Lear, stăpânul care este obișnuit să fie flatat și își alungă fata iubitoare, ajunge pe drumuri visând la o colibă, foarte frumos text. Ți-e frig? Mi-e tare frig și mie. Unde-i? Coliba aceea, omule, nevoia ne învață repede să prețuim și lucrurile cele mai umile. Ei bine, mergem puțin mai departe și la maniera în care se manifestă renașterea în Spania. În facultate am studiat română spaniolă și mi-a fost destul de ușor să tratez cu ajutorul lectorilor din străinătate. Țin minte că aveam o domnișoară chiar din Spania, deci am reușit să iau contact cu cultura și cu civilizația spaniolă, inclusiv când am vizitat Barcelona. Asemenea, profesorul pe care l-am avut din București m-a ajutat foarte mult să înțeleg literatura spaniolă. El Siglo de Oro, secolul de aur. În Spania întâlnim puternice contradicții. Existau bogățiile aduse din coloniile americane, dar și mizeria maselor populare. Structurile medievale, susținute de biserica reacționară, vin în contradicție cu idealurile umaniste. Avem acele comedii de capă și spadă, avem romanul picaresc, Picaro, înseamnă lichea. Este momentul să discutăm puțin despre Miguel de Cervantes, și anume despre Don Quixote de la Mancia, bineînțeles, opera reprezentativă, subiectul romanului scris în două părți. E bine, întâlnim aici un hidalgo. Hidalgo înseamnă hijo de algo, adică fiul unuia care a fost cândva ceva, a fost un nobil, poate, hijo, înseamnă fiu algo, algo de fapt înseamnă ceva, alguien ar însemna cineva, hidalgo. Această alipire a celor două cuvinte este foarte interesantă în limba spaniolă. Protagonistul este pasionat de romane cavalerești. Acesta vrea să reînvie instituția cavalerilor rătăcitori. Face asta călare pe slăbănogului cal Rosinante. Don Quixote, pe cel idealist veșnic în gardă, în apărarea celor asupriți, luptă pentru a o salva pe frumoasa Dulcinea. De fapt, Dulcinea nu era decât o campesina, adică o țărancă oarecare, însă el îi atribuia niște trăsături extraordinare. Este construit în antiteză cu scutierul său realist Sancho Panza, dominat de ideea câștigului. Reprezentativă este lupta lui Don Quixote cu morile de vânt, care indică o situație ridicolă și dăunătoare. El condamnă oamenii care vor să pară, de fapt, că sunt religioși, condamnă fețele bisericești care nu fac altceva decât să-și umple stomacul. Valorile reprezentative pentru Don Quixote sunt generozitatea, bunătatea, curajul și stoicismul. Interesantă este și opera lui Lope de Vega. Dar mă voi opri asupra operei lui Calderón de la Barca, La vida es sueño,
Viața este vis. Viața ca vis este un subiect dezvoltat și de romantici. Foarte, este foarte, foarte interesant acest subiect. La vida de sueño conține nefericirea ființei umane. Este o temă regăsită, spuneam, în opera eminesciană, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Cel mai mare delict al omului este acela de a se fi născut, es haber nacido. Segismundo se consideră un muerto vivo, adică un mort în viață. Monologul este extraordinar. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. ¿Qué es de viața? O frenesie. ¿Qué es de viața? O iluzie, o umbră, o ficțiune. Și cel mai mare bine este mic. Pentru că toată viața este un vis. Și visele sunt vise. Avem și în țările de jos un reprezentant, Erasmus din Rotterdam. El realizează traducerea latină a operei lui Euripide, ediția în limba greacă a lui Aristotel. Elogiul nebuniei, opera sa, este alegorică. Imediat vă explic despre ce este vorba. Și spirituală, omul trebuie să echilibreze rațiunea în orice acțiune. Să se servească de rațiune. Și asta se întâmplă în perioada umanismului. Spuneam că se bazează foarte mult umanismul pe rațiune, pe gândire. Să corectez imediat un aspect pe care l-am evidențiat în acest videoclip. Opera aceasta aparține lui Erasmus din Rotterdam. Prietenul, am zis bine atunci, prietenul lui, Erasmus din Rotterdam, i-a dedicat capodopera sa, Elogiul nebuniei, lui Thomas More. Perfect. Am rezolvat situația. Partea a doua acestui videoclip este reprezentată de umanismul în cultura românească. Doar membrii canalului vor beneficia de eseul acesta integral, spuneam. Umanismul în cultura românească este de interes și avem ca reprezentanți pe Nicolaus Olahus, Varlam, o să vedeți, Antonin Mireanul, voi detalia, însă numai pentru membri. Iată, umanismul în cultura română.